De două ori mi-ați spus până acum că se dorește să fiți omorât, prima dată, a doua oară dacă rămâneți viu sau liber. Există variantele pe care... Bun, deci ori aia, ori toate la un loc. De ce? Pentru că dacă eu, să zicem, acum plec din studio și nu mai sunt. Mai vă amenință cu moartea? Aveți informații că s-ar pune la cale asasinarea? Am avut anul trecut o tentativă. În aprilie. Povestiți-mi. Nu vreau să povestesc. Ba chiar vă rog. Adică nu vreau să povestesc pentru că dați-ne nu măcar e cazul. Nu puteți să spuneți. Au venit 4 străini în România, au fost cazați la Atene Palace, din ceea ce mi s-a spus, și au stat 3 săptămâni aici. Mă rog, am scăpat. Dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază. Au ajuns în preajma dumneavoastră? Da. Umblau la mașină? Adică planul... Care era? Stați un pic, nu suntem într-un stat mafiot, nu? Ba da, domnule. Suntem într-un stat parțial mafiot. Statul paralel este o mafie. Este o mafie. O să vreau să-mi explicați cine e statul paralel, dar mă întorc aici. Deci 4 cetățeni străini vin. Nu mă mai întorcesc pentru că este tot ce am spus. Dacă... Există un dosar? Adică se cercetează asta? Știu că s-a cercetat, mai departe nu știu. Și nu că nu mă interesează, dar... Cine-i plătise? Ați aflat? Da, dar nu pot să spun asta. Om politic sau nu, stat un om, paralel? Un om foarte celebru în lume. În lume? Bun. Haideți să continuăm. Știți că asta... Soros? Vă gândiți la el? Nu mă gândesc la el. El se gândește la mine, nu mă gândesc eu la el. El se gândea la dumneavoastră? Nu știu dacă aici era asta. Treaba asta. Bun, haideți să mergem mai departe, că nu rămânem blocați aici. Nu pot să merg mai departe, să vă Atunci, mai întreb o dată. Rămâneți aici și încep și vorbesc despre alte subiecte. Nu.